Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați, preasfințite Părinte, ca să rostiți cuvânt de mângâiere. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Preasfințiile voastre, preacuvioși părinți, preacucenici părinți, iubiți frați întru Hristos, împreună slujitori, iubiți frați și surori, suntem pentru a 29-a oară, când aici, la mormântul prislopului, la mormântul părintului Arsenie Boca, facem rugăciune de pomenire. Au trecut 29 de ani de când părintele Arsenie s-a mutat la Domnul, de când părintele Arsenie a spus că acolo unde se va duce ne va ajuta și mai mult. Și sunt convins că părintele Arsenie este mărturisitorul nostru, este chezașul nostru, este prietenul nostru, care de acolo de unde se află mijlocește în rugăciune pentru noi, pentru neamul românesc, pentru biserica creștină. El a fost, pe bună dreptate, numit Sfântul Ardealului. Încă din tinerețe s-a remarcat că având niște calități deosebite, apoi în timpul studiului și mai departe în timpul vieții sale, a dovedit că părintele Arsenie a mulțit talanții și darurile pe care Dumnezeu le-a pus cu milostivire și cu bogăție în persoana Sfinției sale. Pentru a 29-a oră suntem aici ca să îi dovedim că nu l-am uitat. De fapt, nu avem cum să-l uităm, pentru că Părintele nu ne uită pe noi și pentru că Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este iubire și spunea Părintele că iubirea lui Dumnezeu este infinit mai mare decât iubirea noastră față de Dumnezeu. De aceea, anul acesta, împlinându-se 108 ani de când s-a născut Părintele Arsenie în Țara Moților, iată că timpul curge, timpul ne măsoară pașii noștri și devenirea noastră. Dar Părintele Arsenie rămâne din ce în ce mai puternic, un luceafăr care ne arată calea pe care trebuie să mergem. Dacă Preasfințitul Părinte Daniil ne-a vorbit despre cei patru piloni ai acestei săptămâni luminate, așa cum inspirat o numea, Săptămâna Luminată din postul Crăciunului, și țin să-i reamintesc și să mai punctez câteva cuvinte la fiecare din acest pilon pe care i-a amintit Părintele. Este vorba de Sfințirea Catedralii Neamului de la București. Catedrala aceasta, pe bună dreptate, putem să-i dăm o sintagmă și să se numească Chivotul Neamului Românesc. Noi știm că în chivot, atunci când Moise a luat chivotul, s-au pus niște însemne, s-au pus tablele legii, chivotul cu năstrapă, cu mană, și aș putea să spun că în chivotul Catedralei Neamului de la București se află rugăciunile Părintele Arsenie. Cei de la Prislop și Preasfințitul Gurie știe foarte bine cât de mult s-a implicat și se implică Părintele Arsenie direct și indirect în acest chivot, în această catedrală a neamului românesc. De aceea țin să reiterez încă o dată că Părintele a fost și a rămas un slujitor demn, onest al acestui popor. Al doilea pilon este Sfântul Apostol Andrei. Știm din Sfânta Scriptură că Sfântul Apostol Andrei este întâiul chemat, este fratele Sfântului Apostol Petru. Iar Părintele Arsenie are o legătură directă și nemijlocită cu Sfântul Apostol Andrei. L-am numit și îl socotesc pe bună dreptate că Părintele Arsenie Boca este apostolul vremurilor noastre. Dacă Sfântul Apostol Andrei
este cel care ne-a chemat la misiune înaltă, cel care ne-a vestit Evanghelia în știția mică. Apoi pot să spun că părintele Arsenie în viacul acesta este cel care a dus flacăra credinței departe de tot și a așezat-o în inimile noastre, celor care suntem aici și suntem departe. De aceea, iată legătura intrisecă pe care părintele Arsenie o are cu Sfântul Apostol Andrei. Părintele al treilea pilon este acesta, Sfântul Părinte Arsenie este legat și de centenarul unirii. Unirea pe care o observăm la 1 decembrie este în această săptămână. Oare ce a făcut părintele Arsenie Boca pentru unitatea noastră, pentru credința noastră? Părintele Arsenie Boca, în cuvântele sale, a propovăduit pacea, unitatea noastră a tuturor. Vrednicul de pomenire patriarh Justinian, după anul 1948, i-a încredințat părintului Arsenie misiuni mari, importante, venind aici la Prislop, pentru a reface durerea și dezbinarea care s-a întâlnit în sânul neamului și în biserica noastră. El a fost cel care a știut cu tenacitate, cu dârzenie, cu iubire sfântă, apostolică, să ne adune pe noi pe toți. Aici, la prima dată, la mănăstirea Brâncovianul, apoi aici, la mănăstirea Prislopului, au curs rânduri de oameni care au venit să-l caute și să-l asculte pe părintele Arsenie Boca. Alba Iulia, de unde vin eu, unde slujesc și unde lucrez, Alba Iulia este centrul atenției noastre naționale în aceste zile. Acolo va fi prezent prea fericitul patriarh Teofil al Ierusalimului. Vine și prea fericitul patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Va fi o slujbă înălțătoare. Părintele Arsenie Boca, ca unul care a slujit țara și neamul, ca unul care nu s-a lepădat niciodată de credința noastră, rămânând un mărturisitor adevărat, este cel care a pus piatra de temelie pentru această unitate a neamului nostru. De aceea, simplific cuvântul meu și spun că părintele Arsenie a vorbit despre destinul neamului nostru românesc, omenesc. Și spunea așa părintele, neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu. Când își urmează destinul, au apărarea lui Dumnezeu. Când și-l trădează, să se gătească de pedeapsă. Dumnezeu nu cade niciodată. Deci trebuie să știm aceste cuvinte. Noi avem o chemare înaltă și măreață de la Dumnezeu. Este înscris în ADN-ul nostru, în sângele neamului românesc, în credința noastră, această misiune pe care Dumnezeu ne-a pus-o de la început. De aceea, a spune credința noastră, nu este o credință din import, nu este o credință impusă prin legi împărătești, ci este o credință înnăscută, concrescută cu ființa noastră. În sensul acesta, părintele Arsenie încerca să ne spună un cuvânt luminat în ceea ce privește adeziunea noastră la Dumnezeu. Pentru că dacă noi îl trădăm pe Dumnezeu, și cum îl trădăm? Prin nimicia noastră, prin involuția noastră, părintele spune așa, Dumnezeu nu poate fi dovedit cu mintea nici că există, nici că nu există. Și făcea o paralelă, o bucată de fier rece, bună și ea la ceva, nu poate dovedi existența focului, până ce ea însăși nu poate să devină și nu este roșie ca focul, așa trebuie să fie și mintea noastră și conștiința noastră. Ideea aceasta a fost surprinsă în magistral, în cuvântul pe care preasfințitul părinte Andrei al Covazdei și Arghitei l-a spus la slujba de la Sfânta Liturghie. Trebuie
să ardem, trebuie să fim lumini, trebuie să fim puternici. Nu putem să cerem de la Dumnezeu să ne dea dacă noi nu-i dăm viața noastră pe noi înșine lui Dumnezeu să o dăm. Părintele Arsenie, apoi spun cuvântul regretatului profesor, marele mentor și marele dascăl al nostru, Dumitru Stăniloae, spune așa: Părintele Arsenie Boca a fost un fenomen și specific unic. Mă doare când unii care nu înțeleg mesajul și unicitatea părintelui încearcă să-i răsmălcească cuvintele, învățătura și să-i atace poziția. Nu dânsul și-a luat-o de la sine, dânsul a primit-o de la Dumnezeu. De aceea spunea părintele Stăniloae, este un fenomen unic în istoria monahismului românesc. Vă rog pe dumneavoastră, cei care sunteți aici, să mai dați un exemplu de cinstire a unei persoane care încă nu a fost canonizată ca cinstirea pe care dumneavoastră i-o aduceți părintele Arsenie. Dumneavoastră, cei de astăzi, în acest timp neprielnic și totuși ați venit aici, cine v-a adus? Dorința de senzație, setea aceasta de necunoscut sau un foc pe care îl aveți în dumneavoastră, o chemare lăuntrică v-a adus aici ca să vă întâlniți cu părintele nostru duhovnicesc. Fiecare dintre noi, spunea părintele, și cu aceasta închei, este pictorul propriei vieții sale. Sufletul este pânza, virtuțile sunt culorile, iar Hristos este modelul. Până ajunge la Hristos, Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu se cinstește și se proslăvește întru sfinții săi. De aceea cultul sfinților la noi are o cinstire deosebită și îl apreciem pe părintele Arsenie. A fost dintre noi, l-am cunoscut, l-am simțit, a suferit alături de noi. Ce suferință mai mare ca aceasta? Ca un fenomen unic, timp de 40 de ani, să-i se ia dreptul să slujească la Sfântul Altar. Ce durere a putut să fie pe părintele Arsenie. Cu toate acestea, slujirea părintelui a fost neîntreruptă, pentru că a fost o slujire duhovnicească, slujirea cuvântului, slujirea iubirii, a dragostei netărmurite. De aceea părintele este căutat și nu mai poate fi oprit. De aceea este puternic, pentru că legătura noastră și a dumneavoastră, a tuturor cu părintele, este directă. Avem un telefon direct, avem un număr direct, vorbim direct cu părintele și el ne poate ajuta. De aceea, ca să descalific oarecum o carte, pentru că sunt cărți care au apărut și sunt convins că dumneavoastră sunteți avizați și cunoașteți treaba aceasta, Tatiana Niculescu, nu-i fac publicitate, a spune încă o dată că îl răstignește pe părintele Arsenie Boca. Ria cuvinte nedemne, atacuri rușinoase la adresa părintelui și îl pune la index, încercând să facă o caricatură din părintele. Cred că îi se va răspunde. Sunt convins că părintele i-a întors și celălalt obraz, pentru că nu a fost și nu este răspunător. Și noi nu trebuie să fim așa, dar trebuie să spunem adevărul. De aceea, mulți spun, așa cum spune și această doamnă, îl urmează pe Domnul Iisus de pe buze, dar când trebuie să treacă prin moartea de pe cruce, să se răstignească, așa cum s-a răstignit învățătorul nostru, atunci dau înapoi. Oare nu suntem și noi din aceștia? Iată, iubiți frați, trăim clipe istorice, trebuie să fim foarte atenți, demni și puternici, să ne trăim credința în tăcere, în ascultare, nu în resemnare, în tărie, dinăuntru, pentru că Hristos este biruitorul. El, prin moartea Lui și noi, prin moartea noastră față de păcate, viem dreptății, viem vieții noastre. Poporul acesta are nevoie și m-am întors recent din străinătate. Am fost în Marea Britanie, am fost în Franța, sunt chemat la mai multe simpozioane și conferințe, tocmai
am văzut ce înseamnă să ai un fan extraordinar, așa cum este Părintele Arsenie. Să nu-l puneți sub obroc, să nu-l stingeți, să-l puneți în candela sufletului dumneavoastră. Și dacă, spunea Părintele Episcop Daniil Preasfințitul, că sunt 29 de trepte deja, vor fi 30, 31, 32, Dumnezeu știe câte vor mai fi, până când Părintele va fi în calitate absolută și binecuvântată de biserica noastră, așezat în corul sfinților. Oricum, rugăciunile sfinției sale se simt și îi mulțumim. Mulțumim preasfințiților și dumneavoastră și îmi cer iertare pentru că am spus că vorbesc 5 minute, dar probabil că am depășit. Îmi cer iertare. Amin. Amin.